Hello, din Buzău de data asta. Stați așa să mă așez mai bine, mai comod. Așa, altă viață. Am ajuns în Buzău aseară, dar n-am mai vorbit cu voi că nu mai eram în stare, eram prea obosită. Suntem la o cazare foarte faină, o căsuță foarte simpatică, chiar așa se numește, căsuța de sub deal. Și are 3 camere și un living, deci încap cam 3-4 cupluri. Are o grădină destul de mare și foarte bine amenajată, are un foișor mare, grătar, are piscină destul de mică, dar e acolo pentru răcorire. Din păcate, apa e cam rece și n-am îndrăznit să mă bag decât așa puțin cu picioarele am stat, însă băieții au făcut deja baie, inclusiv azi noapte, deci treaba e bună, nu cred că au mai simțit ei azi noapte cât de rece era apa, sincer. Așa, este leagă, este hamac, e foarte, foarte faină, curtea e închisă super bine, așa că am putut să lăsăm și pe Jazz, să alerge liber prin curte, de-abia așteptam să facem chestia asta, să se bucure și el, să alerge în voie, să miroasă tot ce se poate. Deja e cățel de curte de acum, latră tot ce aude în afara curții, ne apără între ghilimele. Da, și ce altceva? Da, am ajuns aseară, astăzi am fost la un restaurant foarte, foarte fain, aici în Măgura, chiar așa se numește, Complex Măgura, ceva genul ăsta, are și hotel, are și restaurant, servirea de nota 10, iar mâncarea foarte bună, am luat și la pachet pentru seara asta, mi-am luat niște ficăței să vedem cum sunt, la prânz am mâncat o ciorbiță de văcuță foarte bună și niște papanași delicioși, îmi plac foarte mult papanașii și peste tot, aproape peste tot pe unde merg, testez papanaș, ca să-i spun așa. Și ăștia au fost chiar foarte, foarte buni, foarte aromați. Cred că l-am apucat să-i filmez, pentru că deja mă înfructasem din ei și m-am trezit prea târziu să filmez. În fine, a fost și o porție destul de mare, au venit doi papanași destul de mari. Un mesaj, dar telefonul e departe. Așa. Și după masă am fost la 100 de metri, ceva de genul ăsta, de acel restaurant unde era ceva ce se numea Fântâna lui Mihai Viteazu și, mă rog, era un monument acolo ridicat în cinstea lui Mihai Viteazu, dar fântâna, mă rog, era fântâna, dar nu mai era apa. În schimb, de acolo se vedea foarte fain priveliștea. Era o depresiune și se vedea foarte frumos de acolo, după care ne-am întors la cazare și am mers cu Tibi pe un platou în spatele cazării, chiar în spatele pensiunii, nu e chiar pensiune, spatele căsuței, ca să o numim așa. Am urcat puțin, cred că vreo 10-15 minute și am dat de o poieniță, un platou, unde la fel era o priveliște foarte, foarte faină, așa de 360 de grade. Am și filmat acolo, am făcut și poze, pe care cred că le-ați văzut deja pe Instagram dacă mă urmăriți, până postez eu clipul, cred că pozele sunt deja acolo. Da, și cam atât a fost, am venit, am făcut un duș. Și de acum relaxare, oricum aici e maxim pe relaxare, v-am zis că curtea asta te îmbie așa la stat și are și șezlonguri și leagă. Poți să stai liniștit așa, să nu îți pese de nimic. Iar mâine mai vreau să facem niște excursii sau o excursie, nu știm exact. Sunt mai multe locuri de văzut în zonă. Vulcanii Noroioși, bineînțeles, sunt cei mai cunoscuți, dar la ea cred că mergem sâmbătă. Înainte să plecăm cumva să mergem spre Vulcanii Noroioși și după aia spre Iași. Ce ar mai fi făcurile vii, este și o cascadă, este un lac foarte fain, sunt mai multe locuri de văzut. Acum să vedem ce alegem dintre ele, că nu avem timp să ajungem la toate. Mie mi-ar plăcea cascada, mi-ar plăcea și lacul să-l văd, dar na, să vedem ce decidem până la urmă. Și cam atâta o să fie excursia noastră, a fost destul de scurtă aici, în zona asta. Sincer, ca servire și ca mod de, nu știu, de comunicare cu clienții, la cum arată pensiunea și tot, sau căsuța, am zis că nu-i spun pensiunea, am zis că spun căsuță, este, nu știu, cu 11.000 de clase față de ce a fost în Delta. V-am zis, în Delta am ales și ceva pe buget și nu, nu ne-a plăcut deloc, de la cum arăta cazarea până la atitudinea doamnei care ne-a servit. Domnul, soțul ei era, cred că era soțul ei, în fine, era foarte, foarte ok, dar doamna, nu știu, a avut cea mai proastă atitudine și proastă servire pe care am văzut-o vreodată la un om care are, mă rog, pensiune, care se ocupă cu business de genul acesta. Ne-a făcut să ne simțim că noi parcă îi datoram ei ceva, de parcă ea era clientul cum ar veni și noi trebuia să o servim. Nu, deci
Doamne, a avut o atitudine, am zis, n-am mai întâlnit chiar în halul ăsta de, nu știu, nici nu știu cum să-i spun, nici măcar nepăsare, parcă o enerva prezența noastră acolo, ceva de genul ăsta, parcă nu voia să facă chestia asta, deși, până la urmă, ea a ales, adică nu a pus-o nimeni. Da, în fine, nu mai vreau să vorbesc despre asta, a trecut, asta e. Delta, foarte frumoasă ca peisaj, așa, dar strict cazarea aceea, never ever. Am și uitat cum se chema. Ceva de genul la Petrică, casa lui Petrică, la Petrică, ceva de genul ăsta în Mila 23, dacă mergeți în Mila 23 să nu stați acolo, groaznic. Da, bun. Trecând de asta, revenind la Buzău, aici totul este foarte, foarte frumos și foarte zen. Compensează cumva pentru ce a fost în Delta pe partea de cazare și servire. Și domnul cu care ne-am întâlnit aici, foarte, foarte ok, ne-a explicat absolut tot. Ne-a lăsat și un pepene în frigider, ne-a lăsat niște sticle de apă, țuică sau pălincă pentru băieți, niște vișinată pentru fete. Adică super, super, super ok domnul. Și da, am zis, e pe modul de relaxare, de zen în seara asta, așa că nu știu dacă mai apuc să vorbesc cu voi, oricum nu prea mai am ce să vă arăt, că o să stăm pur și simplu la taclale, la un joc, poate. Și cam atât. Să vedem mâine ce mai facem. Eu chiar vreau să mergem într-o excursie măcar. Acum să ne ajute și vremea, pentru că azi a fost ok, deși s-a înnorat acum, dar a fost ok. Însă mâine arată ploaie. Și azi arată ploaie, n-a plouat. Poate avem noroc și mâine, cine știe. Sper să țină vremea cu noi. Bun, vă las deocamdată și ne auzim mâine de acum. Sau, mă rog, în câteva secunde, cum o să vedeți voi. Ce faci, măi? Ce faci, măi? Hai încoace! What you did was meaningless. What's the point of your coldness? I cannot sleep with your eyes on me, they burning. Surely you know me in and out. Need you to push back all the sprouts of insecurity. I won't have it to emphasize. Vorbesc deja de acasă, după cum vă puteți da seama, și am zis să fac totuși o încheiere pentru acest vlog, pentru că n-am mai apucat ieri când am plecat din Buzău, a fost așa pe fugă totul, și să vă pun și la curent cu ce s-a mai întâmplat, deși am mai filmat pe aici pe acolo. În ultima zi de la Buzău, sau mă rog, de la Măgura, am fost la Vulcanii Noroioși, sigur am filmat partea asta. Eu voiam să merg în altă parte, stabilisem cumva să mergem în altă parte, cred că v-am spus că
era un lac foarte frumos în zona lacul Siriul, ceva de genul acesta, și era și o cascadă pe lângă, cascada Pruncea, parcă așa se numește, are două denumiri. Și mă rog, nu era foarte mare cascada, dar eu sunt fan cascade, ca să spun așa, îmi plac foarte mult. Și părea foarte frumoasă zona aceea și cu lacul și cu cascada și chiar mi-aș fi dorit să merg. Însă restul lumii nu a mai vrut să meargă, asta este, și am rămas în minoritate, așa că nu am mai avut ce face și a trebuit să mă supun majorității. Din păcate, v-am zis, mi-ar fi plăcut foarte mult să merg acolo, cred că ar fi ieșit niște poze foarte, foarte frumoase. Asta este, nu se știe când mai ajungem în zonă, na, în fine. Am zis totuși să mergem la vulcanii noroioși pentru că erau mai aproape decât acel lac, erau la vreo jumătate de oră distanță de cazarea noastră și am mers acolo. Bine, acea jumătate de oră s-a mai prelungit puțin pentru că drumul era destul de prost, cu multe curbe și, în fine, am mers destul de încet ca să ajungem acolo. Și la vulcanii noroioși a fost ok, mă așteptam la o zonă mai mare, mă așteptam la mai multe... la mai mulți vulcani, practic. Am noi a fost inițial la pâclele mari, pentru că sunt pâclele mari și pâclele mici. Și am fost la pâclele mari și mă așteptam la mai mulți vulcani din aceea, așa, la... nu știu, erau destul de puțini. Acum nu știu dacă s-au mai închis în timp, s-au mai dezactivat, să le spun așa, au fost mai mulți inițial și de-a lungul anilor au mai dispărut, nu știu cum să mă exprim mai bine. Sau așa au fost mereu. E prima oară când merg, așa că nu știu. Interesant solul, mi-a plăcut, zici că erai pe lună în anumite porțiuni, nu că aș fi fost pe lună vreodată. Mai sunt eu cu capul nori, așa, dar pe lună n-am fost până acum. Era altceva față de ce vezi în mod normal și am stat pe acolo, ne-am plimbat, ne-am uitat cum bolboroseau vulcane, am făcut poze, am filmat. Cred că voi deja ați văzut filmările de la vulcani. Și cam atâta, că altceva nu prea ai ce face prin zonă. E mare păcat de aceste atracții că nu sunt mai bine puse în valoare, dar, mă rog, asta este, nu vreau să discut despre chestia asta acum. Și după ce am terminat cu pâclele mari, am zis că să mai mergem undeva prin zonă, dacă mai e ceva în apropiere. Găsisem ceva, nu știu ce era, un lac sau ceva de genul ăsta, parcă, care era la vreo 17 km de distanță de unde eram noi și pe map se arăta că facem vreo o oră ca să ajungem acolo. Erau 17 km. Vă dați seama că drumul cred că era varză din moment ce dura așa de mult și mai găsisem tot așa ceva... un schit sau nu știu ce. Era ceva de unde se vedea o priveliște foarte frumoasă și la fel erau vreo 30 de kilometri și maps-ul dădea că face vreo 2 ore până acolo. Așa că am renunțat, am zis că nu. Și am zis că dacă tot suntem acolo în zona vulcanilor noroioși, am mers la pâclele mari, hai și la pâclele mici. Ne-am folosit tot de GPS, mă rog, de Maps și ne-a dus pe un drum groaznic. Groaznic. La un moment dat s-a terminat asfaltul și am mers pe drum petruit. A fost asfaltare, a trebuit să și lăsăm mașina la un moment dat că nu mai aveam cum să urcăm. Am mers pe jos, pe un câmp și ne-a dus cumva GPS-ul prin spatele intrării. Nu știu cum să explic. Și ne-a văzut un domn din depărtare. Noi eram prin câmp acolo. La un moment dat nici mai era cărare. A fost un domn și a zis că nu pe acolo intrarea, că să ocolim nu știu pe unde, să venim să plătim 4 lei intrare. Era vorba că nu voiam să plătim, adică hai să fim serioși, pentru 4 lei. Nu e ca și cum voiam să păcălim aia 4 lei, pur și simplu așa ne-a dus GPS-ul prin zona aia. Oricum plătisem și la pâclele mari, adică nu... da, nu voiam noi să facem acolo o ilegalitate. Și i-am zis că na, așa ne-a dus Maps-ul, nu avem ce face. Cum putem să rezolvăm problema și am zis că trebuie să ocolim nu știu cât ca să ajungem la intrare și să plătim și să vedem și pâclele mici și am renunțat. N-am mai, după ce am mers și o grămadă prin soare, prin câmp, prin așa și pe drumul la prost cu mașina, să mai ocolim încă nu știu cât, n-a fost cazul și am renunțat. Ne-am întors așa pe jos până la mașină și
și am plecat, le-am văzut de la depărtare și aia a fost. Nici nu erau indicatoare pe stradă care să ne spună mergi tot înainte sau fă la dreapta sau la stânga, mai e 200 de metri sau ceva până la pâclele mici. Era la un moment dat un indicator, scria vulcani noroioși, dar nu scria că mai trebuie să mergi până la ei. Și era și un vulcan din ăla făcut din, nu știu ce era făcut, din rigip sau ceva. Și cumva am crezut că acolo e, pentru că cam asta indica chestia aia. Acolo era panoul, acolo era și vulcanul ăla făcut din așa. Am zis că, băi, aici este, hai să mergem tot înainte pe aici și om ajunge. Din nou, nu știm să ne punem în valoare atracțiile turistice absolut deloc. Da, și după ce am terminat și cu pâclele mici, terminat între ghilimele că n-am mai ajuns la ele și am scăpat de drumul ăla, am mers din nou la acel restaurant de care vă povestisem, restaurantul Măgura, și am mâncat o ciorbiță de pui de data asta și o înghețată, foarte bune din nou, și am luat, de fapt eu n-am mai luat la pachet, Tibi și-a luat ceva la pachet pentru seară. Apoi am ajuns la cazare și am mai prins vreo jumătate de oră, 40 de minute de piscină, se mai încălzise puțin apa, nu foarte tare, dar era mai caldă decât cu o zi înainte și am stat așa puțin în piscină. După care seara am stat la relaxare, am jucat un joc, Tabu, foarte fain jocul, îl recomand. Și cam aia a fost, a doua zi am plecat, am zis a fost pe fugă cu... trezit, îmbrăcat, făcut bagaje și toate alea și n-am mai apucat să vorbesc cu voi. Am filmat, cred că, două chestii pe drum și aia a fost. Am ajuns pe după amiază acasă pe la 5, cred, ceva de genul acesta și nu mai eram în stare de nimic. Am pus câteva mașini bune la spălat cu toate hainele, am făcut duș, m-am spălat pe cap, tot acâmul, mi-am făcut ritualul de relaxare. Și după aia am stat ca o legumă, efectiv. N-am mai fost în stare să fac absolut nimic. Voiam noi să mai ieșim în oraș, dar na, n-am mai putut. Poate în seara asta se vede. În fine, cam acesta a fost vlogul. Din nou, nu știu dacă o să-l fac pe două părți, Delta și Măgura, sau o să-l unesc. Încă nu m-am uitat pe clipuri să văd cât de lung este vlogul în sine. O să văd pe parcurs și mă rog, o să vedeți și voi până la urmă dacă o să fie un singur clip sau două. Îmi pare rău că n-am putut să fiu mai activă, să fiu mai prezentă cu fața în acest vlog din cauza problemuței de la buză, care începe încet încet să se mai strângă, să se mai vindece, dar mai este treabă. Mi-am făcut din nou programare la dermatolog. Pe săptămâna viitoare să vedem ce mai spune, să se uite, să vadă dacă se vindecă cum trebuie, dacă o să rămână semn și mai departe, dacă îmi dă altă cremă. În fine, sunt foarte curioasă ce o să spună, dar oricum arată mai bine decât era la început. Chiar și decât era acum vreo 6-7 zile când am început să filmez acest vlog, cred că vedeți și că pot să vorbesc mai bine, pot să deschid mai bine gura, să articulez cuvintele față de cum era la început. În fine, o să vedem cum mai evoluează treburile. Oricum am să postez acest vlog sau aceste vloguri și după aia o să mai fie o mică pauză. Sper că o să fie mică, nu știu, ca să își revină cu totul aici și să pot filma cum trebuie, așa că după aceste vloguri nu știu exact când o să ne mai vedem. Din nou, eu sper că o să fie cât de curând. Sper că o să treacă cât mai repede problema asta și o să fie totul bine. Da, în rest, sper că v-a plăcut vlogul. Cam asta a fost, cred, singura noastră vacanță pe anul acesta. Nu știu dacă o să mai apucăm să mergem undeva în ritmul în care cresc cazurile la noi în țară și având în vedere tot ce se întâmplă. Nu știu ce o să fie. O să fiu sinceră și să vă spun că nu a fost cea mai relaxantă vacanță, mai ales cu Delta, v-am spus eu, cu cazarea și cu atitudinea acelei doamne care ne-a cam stricat vibe-ul și primele 3 zile cât am stat în Delta. Da, în fine, să nu ne mai amintim. După cum spuneam, sper că v-a plăcut acest vlog. Spuneți-mi în comentarii voi unde mergeți în vacanță anul acesta, dacă mergeți în vacanță anul acesta sau dacă ați fost. Sunt curioasă ce planuri aveți. Vă mulțumesc ca de obicei foarte mult pentru vizionare și ne vedem la clipurile următoare cât de curând, sper eu. La pupat! Pa! Pa!